Iată, ne suim la Ierusalim. Și Fiul omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Și îl vor da pe mâna păgânilor și îl vor batjocori și îl vor scuipa și îl vor biclui și îl vor omorî, dar după 3 zile va învia. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Marcu, capitolul 10, versetele 33 și 34. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Domnule Președinte al Consiliului Județean, domnilor primari și iubiți frați și surori. În această duminică minunată din Postul Mare, când Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria să fim împreună la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: să ne răstignim împreună cu Hristos ca să putem și învia împreună cu El. Domnul Hristos mergea înspre Ierusalim, înspre patima sa cea de bunăvoie. Și pe cale le-a zis ucenicilor ceea ce ați auzit: iată, ne suim la Ierusalim. Și Fiul omului va fi dat în mâna cărturarilor și a fariseilor și îl vor batjocori și îl vor da pe mâna păgânilor să fie răstignit și va muri. Dar a treia zi va învia. Auzit acest cuvânt, mi se pare nou că ar fi fost normal ca toți ucenicii să zică: Doamne, mergem și noi, pătimim împreună cu Tine, ne răstignim împreună cu Tine. Din nefericire, în acel moment, Iacob și Ioan erau interesați de altceva. Doamne, când instaurezi Tu împărăția Ta, unul să stăm de-a dreapta Ta, altul de-a stânga Ta. Vedeți? Și noi, în postul mare, când trebuie să ne răstignim împreună cu Hristos față de toate relele din lume, de multe ori îi cerem lui Dumnezeu alte lucruri. Îi cerem lui Dumnezeu alte lucruri. O cântare din săptămâna viitoare, din săptămâna patrilor, răspunde corect la ceea ce i-a anunțat Domnul Iisus Hristos pe ucenicii Săi. Și iată ce zice această cântare: mergând Domnul spre patima cea de bunăvoie, a zis apostolilor pe cale: iată, ne suim în Ierusalim și se va da Fiul omului precum scrie pentru Sfânt. Și acum răspunsul pe care l-a intuit imnograful care a scris cântarea, răspunsul pe care ar fi trebuit să-l dea apostolii și pe care trebuie să-l dăm și noi. Iată răspunsul: să venim, da, și noi cu gânduri curate, să mergem împreună cu dânsul și împreună să ne răstignim și să ne omorâm pentru dânsul. Despre toate răutățile din lume, ca să și mergem împreună cu dânsul. Acesta ar fi fost răspunsul cel bun pe care îl dă cântarea din săptămâna patrilor.
merge să se răstignească pentru noi, pătimește pentru noi, ca să ne mântuiască pe noi. Să mergem și noi împreună cu El și împreună cu El să ne răstignim față de toate răutățile din lume. De fapt, iubiți frați și surori, poate că a devenit o spusă comună, dar nu medităm suficient la această spusă. Precum postim de bucate, așa trebuie să postim și de răutate. Așa ne răstignim împreună cu Hristos. Postim de bucate, să postim și de răutate. Pentru că în postul mare, pe lângă postul de bucate, e absolut necesar postul de răutate. E bine ca zilnic să citim câte un pic din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Scriptură. E bine să facem fapte bune, fapte filantropice. E bine întotdeauna, dar în mod special în postul mare, să ne spovedim foarte bine, să ne spovedim foarte bine. Și câte alte lucruri nu ne ajută pe noi să ne răstignim împreună cu Hristos ca să putem și învia împreună cu El. Pentru că El ne anunță lucrul acesta, ne suim la Ierusalim, eu voi pătimi pentru voi, voi ce faceți? Voi ce faceți? Postim de bucate, dar cel puțin teoretic, să ne ajute Dumnezeu și practic, postim și de răutate. Că ajungi pe Golgota să ne putem răstigni împreună cu El. Și este o carte celebră, Mântuirea păcătoșilor, scrisă de Agafie Criteanu, care ne zice cum ne răstignim împreună cu El după ce am suferit pe Golgota, după ce am postit de bucate, după ce am postit de răutate. Zice Agafie Criteanu că ne răstignim împreună cu El cu ajutorul alor patru cuie, și anume aducerea mintei de moarte, aducerea mintei de judecată, aducerea mintei de rai și aducerea mintei de iad. Aceste patru realități ar trebui să ne pironească pe crucea lui Hristos. Ne aducem aminte că viața e foarte scurtă, aducerea mintei de moarte. Ca mâine nu vom mai fi. Și împreună cu noi merg doar faptele noastre cele bune. Să ne aducem aminte de judecată, zice Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 9, e dat Domnului odată să moară și după moarte să fie judecat. Și apoi după judecată celelalte două cuie, ori raiul, ori iadul. Să ne ajute Dumnezeu să mergem împreună cu El în rai. Vedeți pe icoana Învierii, Domnul după patima sa, după răstignirea sa, după învierea sa, pe icoană vedem că îi ia de mână pe Adam și pe Eva, care au căzut în păcat și pe care îi mântuiește. Mântuiește întreg neamul omenii. Deci mergem împreună cu El și împreună ne răstignim cu El. Postim de bucate dacă postim și de răutate. Altfel, postul de bucate e necesar, dar nu e suficient. Trebuie și postul de răutate. Am mai repetat în acest post, Dumnezeu să-L ierte pe tata, când începea postul mare, ne spunea o poveste. Un gospodar, într-o zi, și-a luat cei doi boi și s-a dus cu ei la târg. Era târg de țară, vine. Drumul înspre târg trecea prin pădure, printr-o pădure mare. S-a dus la târg, și-a vândut boi, și-a pus bani într-o istuță, și se întorcea înapoi înspre casă, tot pe drumul acela, prin pădure. Și în pădure, o bandă de tâlhari îl aștepta. I-au dat în cap, l-au omorât, i-au luat treștuța, au luat banii de acolo și ce au mai aflat în treștuță? Au aflat un colț de pâine și un pic de slănină. Și-au zis tâlhari, am mâncat, dar nu mâncăm, că astăzi e vineri și nu mâncăm străinii.
post de bucate și post de răutate, postul de răutate. Deci în postul mare trebuie să ne facem mai bun, mai bun. Să trăim după voia Domnului Iisus. Să ne răstignim împreună cu El față de toate răutățile din lume, ca să putem și învia împreună cu El. Așa că dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi suntem împreună, că slujim liturghia împreună, că l-auzim pe Domnul Iisus Hristos spunându-ne că merge la Ierusalim să se răstignească pentru noi, dar noi îi răspundem, Doamne, și noi. Venim cu Tine și ne răstignim față de toate răutățile din lume, ca să putem și învia împreună cu Tine. Amin.